Ați văzut aia cu obiectele de deasupra Americii? Alea doborâte? Bine, unul era balon, dar restul? De deasupra Canadei? Ați văzut? Deasupra României? Da, mă, chiar a fost și deasupra României. Nu fac mișto, de ce faceți pauza asta așa de... Suntem printre cei aleși. Nu, dar chiar a fost știre că a fost un obiect și deasupra României, dar s-a rezolvat repede că au trimis ăștia două miguri. Da, mă, avem două miguri, mă, sunteți nebuni la cap. Și eu mă întrebam cum de nu intră rușii peste noi, știi? Că avem două miguri, bă, băiatule, mă, unde? Eu n-am cablu acasă și în turneu mă mai uit la televizor în hoteluri și nu înțelegeam eu de ce e Iohannis atât de relaxat la întâlnirile alea pe care le are la NATO. După aia mi-am dat seama că el în pauzele alea de vorbire, el și gândește, știi? Și de fapt în mintea lui așa e, România are două miguri, mă, ești de mână. Este un aliat puternic. Cu două miguri, mă, băiată, hai că unde să vină rușii, că trimitem alea, bun, bun, bun. Al membrilor NATO, care nu cred că au două miguri cum avem noi, adică... Și cum s-a întâmplat? Hai să vă zic știrea. Deci era un obiect pe cerul României, da? Și a fost, bineînțeles, a fost văzut de radarul românesc. Când zic radarul românesc, și voi vă imaginați că era unul cu o țigară așa care... Bă, ce morții lui ăla? Îți dai seama, s-a speriat, a alertat armata. Un general de pe acolo, ce era? Nea bebe! Vino repede, bre, că e ceva pe cer! A venit Nea bebe de la baie, așa, care, bă, ce pizda? Unde pizda? Care pizda? Ia-te, bre, acolo! Aolea, alertă! Cornele! Iar repede, păticu! Și urcați-vă în alea două miguri. Și duceți-vă, bă, după obiectul ăla. Cornel și Ticu erau, ai bre, că abia ne-am pus noi să mâncăm. Dă, o, dracu, că mai zboară și pe la noi. Nu, bă, bă, treci, mă, mai repede, bă. A zburat oamenii aia de departe. E urât, mă, e... A venit din Alfa Centauri, cine știe. S-au dus Cornel și Ticu, au urcat în miguri, le-au pornit, au ieșit, au fumat 10 țigări. Îți dai seama că până se încălzesc migurile alea, că nu erau miguri 2020, erau ce am primit noi de la Ucraina cu vreo câțiva ani. Și până la urmă s-au urcat cu migurile în cer, da? Cu entuziasm așa probabil. Și când au ajuns acolo, exact așa e știrea, când au ajuns acolo, obiectul nu mai era. Da. Pe lângă faptul că statul român, vă dați seama că a cheltuit niște bani, bă, eu mă gândesc la dezamăgirea piloților, care nu cred că au mai avut parte de atâta acțiune de vreo 30 de ani. Și când în sfârșit au zis, bă, ne lasă să folosim migurile, au ajuns în cer, erau super top gun, așa, gâs că ești cu mine, da, frate, ești cu tine. Nimic. Cred că au fost, bre, unde ne-ai trimis, bre, că nu-i nimic. Dar nu prin stație, că alea n-au, știi, au deschis geamul la mic, așa, bre. Nu era, bre, nimic, unde ne-ai trimis. Cum nu era? N-ai zis, bă, că... O fi plecat, dracu, nu? Dar dacă e să mă întrebați pe mine, bă, noroc că a plecat. Noroc că a plecat. Pentru că altfel reușeam, fără niciun dubiu, să fim singurul stat din lumea asta
cu două miguri doborâte de un balon. Era simplu, că venea primul mig, nu vedea sfoara de la balon, se încârliga în aia, venea al doilea mig, intra în primul mig, explodau ăia, se catapultau, gâscă, gâscă, zi ceva! Pleca balonul de acolo...